trecem Dolma la Igriș, să vedem Mureș un pic. Știi că ne băgam cu Dacia pe asta. Cum îi zice? Pe Dolma. Trecem cu compa până dincolo. Și vedem. Dar nu cu mașina, lăsăm mașina aici și mergem cu pe jos, peste Mureș. Cam mici. Noi aici în stânga aveam noi plajă și așa, cum zăteam. Și acolo și încolo, unde? Păcat că nu. Tu te distrugi, nu e nimic, nimic, nimic. Sau nu, aici după chestia asta, în stânga, aici unde nu. Cred. Cred că merge asta. Dar nu, nu mai mergem pe jos, că sunt multe din astea, purieni și spici. Nu, că n-ai ce să mergi pe jos. Noi mergem cu mașina cât se poate și frate, uite, trecem cu aia. Ce? Cu compa. Nu. Austria e europeană, au. Luca Mureșu. Trage ceva pe aici. Deocamdată nu, păi și cu floarea. Păi și aia, la aia mâncă mreana, nu? Păi, mănâncă mreana, dar acum deocamdată nu-ți mai trage el de vreme. Care mâncare o 2 săptămâni. Facu, să bă să ceapă să ia seara. Floarea? Da, asta s-a răbăzit bază. Bă, dar pe timpuri prindeam o grămadă cu din aia. Mreana aici după colț, imediat în față, nu? Nu mai s-a dus și mreana s-a dus tot. S-a dus tot. Să vezi pești de 80 de kg, de 100 de kg. Somn. Eu l-am prins pe Andrei, dacă îl știți aici. Da, 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 da. Nu știu acum unde e sau... În Spania. În Spania a plecat. Da, frate Luchelu. Da. Și știu că ne suna și zicea, haide, hai că... În Spania. Ce să facem? În Spania, e grav bolnav și el. Păi? Are cancer. Andrei? Da. E de vârstă cu mine. Cancer la pipa. Na, auzi. De 3 de 4. Da, mă că se duce pe pula. Nu e. Păi când a fost, când a murit sorul ăsta, când a murit... Ce? Doar trecut în coace, doar fost. Doar trecut el celul ăsta cu Dan. Așa, la grouă. O flătură? Da, de asta ceapă picioare. Săracul de ea, ce zici, uite, vezi cum că... Boașii până la genunchi. Da? Asta e, azi e bine, mâine nu-i mai. Viața asta e putută. Asta tu în prisma căști. Aș să tu să pizi, da, mă zic, așa viața mă ne băga, mi-a spus la în gura lui. Ce să-i face, mă? Mi-a spus poezia tătă, băi. Cât e să treci cu compa până dincolo? La mașină zice lei, că nu ai vinte, nu e tot schimba nimic. Aurul să ne duceți până dincolo să venim înapoi, dar numai fără mașină, așa aiurea, dacă aveți chef. Trebuie, mă duc. Nu trebuie, dacă nu ai, nu ai, că nu ai... Dacă vine mă măsună ce car, nu mă duc degeaba, mă duc până acolo, vine băi. Ampule, dai la manivelă ampule. A, la manivelă trebuie să-i dai? Păi da. Da, las, că atunci mergem și ne stăm un pic pe ea aici. Trebuie să-i dai, că dacă nu-i dai, nu se duci. Merge tot pe loc. Păi ce m-am spart cu șurubelnița de benzină. Așa puteți copii ai nestăbiu. Pula mea, șurubelnițe. Dau să scot cauciucul și să se întoarce și drept în mână, n-a făcut. Nu se pare unul la unul, unul de primul copil, altul. Mulțumim. Cu drag. Mersi, fain.
Și așa aici am petrecut și o copilărie, pe Mureș. Da? Din Șandra, dar veneam la pescuit mult aici, când era Andrei și ne suna și hai, dă-i că-i... Din Șandra? Da. Ia că și Ionel s-a dus. Ionel care? De la cumpă, de aici. Bă, nu prea, adică nu mai, nici nu mai mă aduc aminte cum trebuie. Dar zi-mi de pescuitul ăsta pe Mureș, că eu tot nu înțeleg de ce nu mai trage. Curentează. L-o nenorocit, l-o terminat. Așa-i, curentează, zici că-ți vreo 380 de kg. Dacă aștept... Cum? Aici greu cu semnalul. Urcă sus pe aia. Nu, bă, dacă... Uite că e antena aici aproape, dar... O, stai că ea baci în colo raza, nu încoași. E n-ai deloc? Asta e. Dacă mai aștept puțin, trebuie să vină Călin. Băiatul primarului, ce-i pasiune. Așa. Să-ți arete pește, deci somn de 80 de kg, l-au prins de la Nărdlac, mai puțin mai la vale, sunt niște insule și acolo sunt niște cabane. Au trei frați acolo. Căsuță faine făcute, camping, cu mama dracului, pe au piscine, au tăcăți. Tărânduiala, livadă faine de porc. Vorbim de 80 de kg. Eu am fost acolo, că nu-mi pleca cumpa. De 80 de kg, o, deci viu, o reușitele astea, și când ori tranșat, nu mai avut beșica. Deci pum, beșica aia mare. Și aia de ce nu mai oare? Păi aia se sparge. A, de la curent, am înțeles, da. Deci dacă aia nu, deci când aia se sparge, plutește de aia, nu se mai bagă. Exact ca la om. Omul se neacă după 24 de ore când se sparge pierea. Ia să se ridică bară. Exact aceeași problemă. Dar s-au mai înnecat pe aici, s-au mai înnecat. Am trecut una. M-a picat de îmbarcă, m-a direct mort. Vârtej, groapă. Ce-au sărit cu mașină, cu mașină în apă. Ei au fost la mea, beți. Două perechi. Au fost drogați. Au sărit toată, s-au baricadat de să știe că nu scapă. Așa au făcut să nu știe că nu scapă de... Să mai... Oameni tâmpiți, altul dă bani grei să mai stea o oră, două viață și... Dar nu mai bine, Doamne iartă-mă, pica aia în cap singură decât să mai ieși copiii aia după tine. Păi da. Nebun, Doamne. Futbalurile alea mari, 70-75. Și de atunci au dispărut cei care după Mureș. Ăsta știuca. Dar se prindea știuca. Da. Nu... Și șalău, ava, din ăsta mai este? Da. Avatul acum îl prins repede. O prins. Călin, alaltă ieri au pus punghița frumos aia, mi-a agățat-o aici. O dată bâta. Hai că e aici. Dar nu o sta două minute. Așa unul. 2-3 kg. Și pe la cenat mai tot așa e slăbut sau? E slăbut acolo, deci la cenat acolo. E mai slab. Mai slab, că știi că e mult zgomot acum pe ăsta, că ori băgat niște pompe, ăștia cu grădinire, de tot. Face gaură. Așa e, fac mai mult. Face gaură acolo. Aia de la gen agricol, trage, să strage tot o irigă. Ori băga niște turbine să bat picioarele, că dacă îți absorbe mașina cu tot. Cu totul ce? Nu știu ce se întâmplă, dar nu-i bine deloc. M-am uitat, am mai fost la niște berți pe acolo, partea aia, Bile, Șandra, Lovrin, câte alea. Uscat? Știi? Uscat. Care mai este pe aici? E Baltea de la Sfânt Nicolau. Mai aia e... de la... Da, vis-a-vis de Petromul. Și la Cinad. Și la Cinad din mea una. Aia lui, deci... bă, ăla, cum îl cheamă? La ieșirea lui Batos. Da. Da, ce am vrut să vă întreb, puțul ăla mai e acolo la Mureș? Ăla la Nedlac? Nu, aici la Încenad. Ăla trecea linia ferată peste el și era găoacea. Da. Mai. Lacul fără fund, așa-i spune. Da, așa, bravo, acolo. Ziceau ăștia că a căzut vagon și nu știu ce. Acolo bombardat. Acolo nu se mai s-a spus că s-au băgat cu
scafandre cu câte două rezervoare de aer și nu reușesc să iei de pune, trebuie să-i apară. Eu zic că are legătură cu Mureșul acolo, noi. Cine știe. Acolo când au bombardat. Vărul meu au avut aici, dacă știți unde sapă ăștia cu Atila, cu nebuneala lor. Da. Au avut luat terenul ăla și l-au parecum l-au forțat, cred, să vândă sau au început să sape, ce o fac, construiesc și cea mai mare porcărie ce s-a făcut cu muzeul de aici de la Igriș, aici, că aici și la săpături, acum trebuiau. Deci ei s-au grăbit să vândă tot terenul. Tu știi cât valorează casa lui acum, în ora actuală, casa lui Mircea Lupecu? Ăla e lângă aia? E peste drum, exact. Da. Și acum o demolează și pe aia că se lărgește. Dar ce caută ei de fapt acolo? Au găsit brățări de aur, deci monezi, cosoni, deci evaluați la 163.000 de euro bucată. Da. Atât ai. Și tot băieții buni care trebuie le ia. Normal, dar nu le iau eu. Și ei sigur că, deci, ei sigur fiindcă pe vremea cistericanilor, când a fost atacată biserica cistericană din Budapesta, toată, deci tot tezaurul a fost adus aici. Și ăsta-l caută. Păi și că ăsta-l caută. Atila e îngropat pe malul stânga Mureșului, dar nu știu ce unge locul. Stânga care? Aia altă. Da, stai între că trei poate... sal cât, deci cum i-a spus asta, între trei sal cât. Mureșul e deviat. Mureșul normal e, uite acolo, unde e plopul înalt. Aha. Acolo. Păi nu, că de aia am auzit, că mi-a zis vărul meu când mi-a povestit, și au zis că l-a deviat, l-a îngropat pe el cu toate nebuniile lui ce au avut pe aici, s-au îngropat el comoara și după aia au lăsat iar înapoi, sau nu, n-am înțeles eu exact cum, dar... Nu. Acolo a fost deviat. Mureșul a ieșit și... din vama acum, aia care treci mai în mașini, nu vama 2, vama 1. Vama acolo, veche. Acolo a fost Mureșul. Opa. O tăia viile vechi, direct Ungaria. Atunci l-au deviat și l-au adus aici, de la baba Lumițarul l-au deviat. Ceva îi, ceva... Îi. Păi, este tunelul... Tunelul e și acum, în biserica de la biserică, de la biserica românească, no. Este intrare, tunel pe sub Mureș, e cu legătură cu Ungaria. Dar nu știe nimeni. Nu știu, tare interesante sunt niște chestii. Păi eu eram copil. Am avut vreo 6-7 ani și m-am băgat la biserică acolo de unde scările de la cor. Este o ușă și acolo e o ladă mare când e timp. Și am tras-o cu popa Ion și m-am băgat pe drepte, vreo 20 de drepte mele așa. După aia merge duș pe un coridor lung. Am mers vreo cam până pe la unde gaura aia la ăsta am ajuns. La Ofărul. La Ofărul. Și de acolo se mai duce, iese drepte în jos, cam vreo 30. Dar nu mai poți să te duci mai jos, că e apă. S-au inundat. Da, bine. Apa vine de Domnul Mureș. Am dat drumul la o cățaua, nu mai vine nici în zidaz. Înuntru? Unde s-au dus? Da. Păi iar așa într-o seară, la noi, la Morgina, între Morgina, Onu, Turcu și Gruntul Binica, bași pe mijloc, din ziua nu a fost nimica. Și dimineața a fost o... Uite așa un car mare, s-a surpat. O surpătură de pământ. Nu, aici lângă îți dai seama că, cum zic, apa asta e de mii de ani, cine știe câți o ani. Păi, casa... acolo unde e căminul cultural, grădinița, la noi, acolo a fost vechea cetate. Pe acolo e cetate. Da, zic, vreau să zic, lângă apă s-au așezat oamenii, deci, și... prima bibliotecă din România, dacă te uiți, este... Cronologia Igrișului, o carte așa mare, galbenă, și te uiți, prima bibliotecă și primul cor bisericesc care a fost făcut la Igriș. Deci prima, nu, e foarte vechi, da. 1759. E foarte vechi Igrișul ăsta. Dar piciorul ăla de la cei? Ce-a fost acolo? Cazemată. M-au mâncat malul și s-a surpat. Pe moșul meu a avut 90 de ani când a murit și acolo găsit-o.
Păi dacă nu bombarda atunci nemții linia ferată cu cenadul, aveam direct cu ungurii. Și nu ori mai făcut-o. Au zis popoac că nu ori mai făcut-o, că nu ori mai făcut-o vacă din cauza la mine, că nu m-a mine de ajută să muie, că acum aveți acolo. Mine? Da. Acum, n-ai văzut ce-i pe Dunăre și pe mare. Da, ăsta ce... Da. Băi, umbre, și-au o forță. Eu am făcut armata. La Focșani am făcut școală sanitară și după aceea am fost la geniu armă chimică. Și am văzut mine din astea. Au o putere enormă, enormă. Nu știu, vezi, eu am un detector un pic, pot să zic că e cât de cât profesional acasă, da, și da. Tot mă gândeam eu, dar dacă te prinde, te ars. Nu te ars. Ba da, sunt niște reguli, mai bine umbli cu pușca, o iei în brațe și te duci cu ea prin sat așa, decât să umbli cu detectorul după tine. A fost o grămadă. Ce, ori găsit ceva sau? Ori găsit. Monede? Da, aia ce e, poliția de frontieră pe dincolo? Un pasat negru. Da, așa încet. Cu ceva galben jos la ușă. Ăștia de aia dat în pizda mamilor. Au plante. Ah. Plin de ei. Acum se duce să facă recolta. Și stai de la semna, putei tata. Dacă stai să vezi, poate ai avut ocazie, este un Mercedes cu numele de Spania. Da. Ei așteaptă pe partea antre să vin clienți de-a lui și mei și cumpără. Da. Ce plante au? Plante. Medicinale. Da, ce? De vorbeai singur. Marihuana, ce să aibă și sărăcii. Nu știe nimeni să vină să-i amendeze. Da, păi dacă e ăia le dă, să cine mai trebuie? Dai seama, e și în lumea lor, alargă. Hai să vedem un pic Mureșul. Fain. Fain și mă bucur că mai este ce mai e cât mai măcar apă să mai rămână. E fain că ești în mijlocul naturii, ești în liniște, da. Nu ești în poluare. Oricum, e zăpăcit și ăsta, păcat de Mureșul ăsta. Când îmi ziceam înainte, când eram copil, ziceam hai la Mureș, nu știu, parcă îmi ziceai hai în Germania, sau nu știu cum, era o chestie așa. Somreană, cegă, prindea, era ceva fantastic. Și nu a fost așa murdar, înainte era mai curat Mureș, acum e... Dar de la ce? De la nisip? De la ce se face așa? Ce pe fel de fel de vorbe? Până acum au fost problema cu chimicalele de la Arad, de la combinate. Da. Că aruncate fel de căcată și mama dracului. E, acum nu mai. Acum vine la tine, îți trage din fosă. Da, uite că acum aveți vreo să îți trage de acolo... Tetrahatul și l-aruncă în Mureș. Un microbus, aveți noroc să măcar. Hai. Auzi, hai că ne cărăm și noi un pic. Hai să merem după microbus, că vine, trebuie să-l aducem. Merem cu vărul după microbus. Cu vărul. Uite, ne așteaptă și pitbull-ul. El ai păr, el ai păzrat să-l trec. El mănâncă și dorme. Merem să luăm. Cu Titanicul. Cu Titanicul, auzi, te duc și cu Titanicul. Aoleu. Cu asta? Cu asta, cu asta. Ia-ți loc, ți-ai pus centura. Păi da, asta ți-ai să trecem dincolo. Asta o duce vântul. Înțelegi, dacă lași cablul ăla așa, s-o împinge. Dacă o tragi înapoi, s-o împinge înapoi. Salut! Sănătate! Mulțumesc de informație! Faină urare! Ce să-ți facă, că trebuie și de alea? Înțelegi? Curentul o împinge. Când e așa, o împinge așa și când o întoarce invers, o împinge invers. Și acolo, uite-te unde stă oamenii aia la pescuit. Acolo treceam eu cu Cristi aici cu compa, lucra un băiat tânăr și zice că e bolnav de cancer din Spania și l-a zis. Și mergeam aici și ne băgam în apă până la gât și scoteam, uite, din alea, floare apei. Așa se numesc, ca și libelulele ceva, trebuie să iasă. Și se umple atâtea muște din alea spre Mureș.
Nu muște, niște muscu, așa, ceva dar mai mare. Dar tu ești aici de bază și duci oamenii cu ăsta? Da. Dar lucrezi aici, nu? Sau numai? Nu, acum am la cap. A, și toată noaptea ai? Cât e de adânc aici? Are votime. Ce trebuie să mai facă? Uite, o faci un pic, îl trage, trebuie să fie cu botul așa, el curge mureț așa. Și acum o ia singur, uite-te, la role. Deja suflecat. Asta o lărgește. Cine te-a mai dus pe tine cu compa? Cu vărul de la compa, cum îți zice? Aleodor. Vărul Aleodor. Floare apei. Cadavre, ți-o mai trecut pe aici? Nu, dar zic să-ți vezi așa, să plutească, nu? Auzi că s-au aruncat niște copii în mașină, cu mașina cu tot, s-au blocat în mașină și s-au aruncat în Mureș. Drogați! Dar de aici, din sat? Păcat de drecu de proști și așa merite, dacă se drogează. Aș... Dar nu gândesc, nu gândesc ei. De-o lua naiba mințile. Dacă nu ești cu campul limpede. Auzi, era unul Ioji Baci, sau nu, cum îl chema? Pe o insulă stătea, el avea niște porci acolo. Nu știu, era, l-am văzut odată pe YouTube, ne-am uitat la el. Are unul o insulă, mai în jos, încolo. Și stă acolo, are 2-3 porci, era unul bătrân. Da, acolo, avea el găcinărie, varză și da. Varză, da, da, aici ai, în față? Da, în față, acolo. Și mai trăiește? Mai nu știu. Era singur acolo. Câinele tău sau stă tot ziua aici? Ăsta! Ăsta, când vrea el, se culcă când vrea el. Așa-i fai. Uite că l-a vopsit verde în cap. Da, da, la, dar și ești bătut joc de luciu. Nu poate vopsi, poate pune de pureș. O vii. Da. Uite ce fai, vezi, o împinge curentul apei. Cablul ăsta nu ți s-a rupt, da? Niciodată. A fost rupt. Și s-a dus compa. S-a dus până la insula Corbonanilor, nu știu câte vamă. Aolea. Pe Mureș, n-am putut să o mai aducem, am adus-o cu trailerul. Dar erau oameni pe ea? Nu. Atunci o rupt-o gheața. Ah, când o împinsă, da. Care fără, cum nu am încurat-o și o adus. Cât face până dincolo? 5 minute? Bă, să spun drept, n-am cronometrat. Depinde și de curentul, nu? Depinde și când e apa mare de acolo, de la Combură și până acolo fac 10 minute. O duce apa, duce ea slugul. Abia o țin aici, că nu ajung să-i dau de la capăt. Ea toată e împinsă de curent și stă întinsă, știi? Pe unde mai este compă? La... Aia de la Semna că-i scoasă, de la Perean Porte e scufundată. Asta mai este și mai este undeva până județul Arad, până acolo, după Sicula, încolo, către... Dar nu și nu mai este. Fain. Nu mai coborăm să vedem dincolo. Păi ce să facem? Numai ne întoarcem cu mașina când... Nu are voie sau cum? Nu-i gata. Păi tu cât durează? Ce oră? O oră jumătate să schimbe și o oră... N-are nimeni treabă cu ăștia cu crosul. Rasă, cine ea le are grijă aici? Ia... Da, da. Ia. Uite insula aici, treceam cred că cu Cristi Dinu pe insula asta. Și cu Cristi Cazacu, când stăteam pe noapte.
Și mă mințeau sau ori ziceau adevărul că vin mistreții pe insulă, hai să mănânce. Aici veneam și cu... fratele. Așa trebuia să tragi repede când aveai bețele în apă și venea câte o creangă din aia. Uite acolo locul cu... cum îi zice, cu mreana. Și acolo mai în față unde zbutut rugile alea, pe acolo prindeam cegă. Prindeam. Cum răpești ceva aici la mar? Ori savați din aia mici, ori nu știu ce. Dacă nu îi lași la mol și te duci, de la mol ai un taxi până acolo și vin cu taxi la mol. Vedem. La ce oră? La 10. Hai să mă pompă la plâne. Bă, cu taiga de patate nu, că ziua mă nu pană în tun, că ziua mă nu pană în tun. Mură și-o, mă. Dar noi nu mai cum. Hă? Opa, opa, opa. Metri de noi. Ce? E dracul la lucru. Ce? Uite cum e smerie cu sudate. Era apa atâta, de un genunche. Mai ales acolo pe valea aia, cum e de la Sina Dei și până la... unde e Coca-Cola, numai apă. Știu că a fost, era barajul ăla la pescuit. Nu baraj, balta aia mare. Am fost pescuiam dimineața, mergeam tare și ai când... ai fost pe, cum mergi pe drumul, cum mergi cât te dugești și noi, în stânga. Da, o luai un pic. Și era plin de mistreți acolo, să te fugeai acolo în apă să mă... acolo valea treste, da, numai să pălășeau. Și acolo am lucrat multe la Sina Dei. A fost așa puțin la Sarani. Alea vei. Alea la mare, pumpările alea de cereale, cu viole am dormat, cu echipa mea. Bă, nu, nu, n-am crezut că se pică caraiul. 45 de oameni n-am avut în echipă. Nea Codruț. Nea Codruț, dă-i cheie. Cum zici tu atunci bine? Hai să ajungi! M-a reprins aia ceva? Ha? Vedeți ce mai rău când apune? Păi cât? Mai durează? Păi cât e acum? 7 jumate, 8? Pe jumătate? Dar nu, nu s-a făcut verde, răpusele alea de pureci, pe soluțele aia verde. Cu dracu să le iei, aia grija mă alucâne. O, bate-l, Doamne! Bă, stăteam, uite, aici, în mal, și pescuiam și prindeam somn aici. Da. Somnulez din aia, la un kil, jumătate de kil. Auzi, dar somotei aia, sau cum le zicea, somnul la pitic. Unde? O dispărut ăla. Bă, aia n-am mai văzut de mult. Nu știu, la un moment dat atât erau de mulți de... De când nu mai lucrez la caramă? De când s-a desfințat? Poate ai cunoscut pe unul din Bilea, Nelu Bogdan. Nelu Bogdan, da, o ia lucrat la Firari. Da, cred că e la Firari. La Firari. Mureșu. Am zis, așa-i? Aptim. Ce-am lucrat acolo?
Eu am băgat acolo 2 ani și jumătate. Am lucrat pe Skoda. Pe Skoda am băgat eu. Eu nu mai știu la ce am lucrat, în hala 3. Hala 3 înseamnă că te-ai fost pe Audi. Nu era Audi, era Bosch sau Mercedes. Mercedes, te duc până la capăt acolo pe biroul. Le punea pe masă de test eroare, eroare acolo, duce. De-aia nu, eu am spus, dacă vreau să cumpăr mașină Skoda, nu-mi trebuie de la ei nici cum. N-are nimeni un somn pe aici de vânzare. Nu-mi trebuie. Pe șuje și cablaje în ea, tătii cu scurtul. Eu ți-a foc rapid. Dar poate, la merg, deci tot ce fac ăsta. Hai, Dolfi! Zici că era... Hai, Dolfi! Da. Ce ce pușcau din tulă atunci, cu altă tulă, trebuia tulă mică, tulă mare, duce, bagă-le înapoi. Eu prima oară când am sacoșa am văzut că mafa... Asta a fost tura la Mureș, cu vărul al Leodor. Am învățat pe cablaj. Dar bine, dacă știu că fuge capul, dacă nu fuge capul, să mă fuge. Atât am învățat și spaiul zice... Asta e cățeaua, mă, fii atent. Și nu de mult cred că au avut și pui. Iar-i de-a făta. Iar-i de-a făta. Bulinat-o. Asta poate de 2 ori bani, măi și eva castropii. Păi așa umblă ei, de 2 ori bani. Așa și trebuie. Bă, că timpul are bucurie. Să protejeze igrișul. Vărule Aleodor, uite aici, ta, că o să iau suc. Mulțam. Te-am pupat. Să fii iubit de femei gravide, să le dai pensia alimentară. Nu mai, gata, am terminat-o. Eu îl țin în lanță, nu-l las cu... Băi, să nu spui că ai pus culele în pot, că nu ce cred. Culele? Tot ai pus. Ăsta lacăt băgate. Cum îi zice, trusa de cheie am pus, nu scule. Aoleu, atunci ai dat de dracu dacă am pus-o. Cu mine, nu se joacă. Ha? Cu mine nu se joacă. Ai dat? Eu am lucrat la Delphi, știu să-mi clichetez, să lacă-te cu mine, nu se joacă. Da. Vărul, cum îi zice, Aleodor? Sau cum? Da, Aleodor. Te-am pupat, să ai o zi faină. Scurt circuit îi fac dacă calcă strâmba. Poate ne-o mai vedea. Da, am fost. Sănătate, numai bine. Lasă că dacă oi veni cu detectorul ăla, te caut odată. Dacă o mai ajunge, cine știe, cu războaiele ăștia. Da, bun, să... Acum e cel mai fain. E răcoare. Da, uite, așa că am deconstruit pe căldură de dimineață. Multă sănătate. Sănătate, vărule. Așa să te iau, Doamne ajută, să nu mai te iau cu rău. Eu văd cum...